A fost accident rutier în zona intim din Rășița, după ce șoferul unei mașini a pierdut controlul volanului, a intrat în plin într-un alt autoturism, după care s-a oprit într-un copac. Din fericire, în urma acestuia, nu au fost înregistrate victime. Accident rutier a fost și în această dimineață, la intrarea în Berzovia. Acum, oamenii legii fac cercetări.